Metoda de finanțare a spitalelor este una destul de complicată. Principala sursă de venituri a acestora vine din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, care plătesc serviciile medicale prestate în spitale. Spitalele își primesc banii din două surse. Cea mai importantă sursă este contractul pe care l-au cu casa de asigurări de sănătate, care plătește toate prestațiile medicale pe care le face un spital. Fie că vorbim de internare de zi, fie că vorbim de internare continuă, fie că vorbim despre oameni cu suferințe acute sau cu suferințe cronice. Toate, că se internează, că e consultat, că e la urgență, că e unde o fi, sunt plătite de către CEASE. Există niște norme foarte clare și niște ținte pe care trebuie să le atingă spitalele, pentru că nu sunt plătiți la paușal. În funcție de adresabilitate. Pe perioada pandemică, adresabilitatea către spitale a scăzut dramatic, principalele afecțiuni tratate fiind cele legate de COVID-19, prestațiile fiind, bineînțeles, decontate. Dar, pe lângă acestea, spitalele trebuie să-și asigure funcționarea proprie. Dacă înainte de pandemie, prestațiile, nivelul de realizare a contractului cu CEASE-ul era undeva la 90%, între 80% și 90% pentru majoritatea spitalelor din județ. În timpul pandemiei, gradul de realizare a contractului este undeva între 30% și 40%. Asta înseamnă că foarte puțini oameni au venit la spital cu alte suferințe. Sigur, și spitalele s-au reorganizat astfel încât foarte multe paturi au fost alocate pentru bolnavii infectați cu SARS-CoV-2, cu COVID-19. Iar în funcție de aceste alocări, spitalele pot să-și plătească utilitățile, pot să-și plătească, trebuie să-și plătească o parte din salarii și trebuie să-și plătească funcționarea în sine. Vorbim aici de medicamente, vorbim de echipamente medicale. O altă problemă cu care se confruntă spitalele o reprezintă costurile cu utilitățile, care au crescut foarte mult odată cu scumpirile din domeniul energiei. Gândiți-vă doar cu cât au crescut facturile la gaz și la curent. Chiar vorbeam cu un manager, cu toți am discutat despre chestia asta și noi am văzut de 3 ori mai mult vine gazul. Pentru la noi, de exemplu, la CEASE Hunedoara, facturile, dacă facturile erau până acum la un nivel, acum vin de 3 ori mai mari. Consumul nostru a scăzut pentru că am făcut și câteva investiții și câteva reparații. Și cu condițiile în care consumul nostru a scăzut și va scădea în continuare, facturile vin foarte sus. Asta pentru spital înseamnă o cheltuială enormă. Prestațiile lor trebuie să fie în concordanță cu aceste cheltuieli. Sistemul sanitar este singurul care nu a ieșit din starea de alertă, acesta fiind în vigoare până la 31 martie. De atunci încolo se va reveni la normal și, dacă nu va fi o perioadă de tranziție, există posibilitatea ca multe spitale să nu poată face față, din punct de vedere financiar, noii situații. În atare condiții, Adrian David, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, crede că unele spitale din județ s-ar putea închide. Ce ne arată acum, ce se întâmplă acum în județul Hunedoara și în România în general, ne indică faptul că spitalele nu vor putea să-și crească prestațiile la nivelul contractual sau măcar la nivelul dinainte de pandemie. Și atunci va trebui să existe, din punctul meu de vedere, și asta este sarcina Guvernului și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să asigure o perioadă de tranziție în care să se stabilească niște reguli tranzitorii. Pentru că altfel nu vor supraviețui spitalele și vom avea multe în situația de a fi închise. În județul Hunedoara funcționează 13 spitale, iar în pericol de a fi închise sunt unitățile mai mici.